Tatăl și fiul și-au văzut moartea cu ochii după ce căruța în care se aflau a fost strivită de o mașină în localitatea Crișeni. La volan se afla un tânăr de 22 de ani din Var, care în timp ce conducea un Volkswagen Transporter care tracta o remorcă, nu a păstrat distanța regulamentară față de vehiculul din fața sa și a intrat în coliziune cu o căruță condusă de Radu de 38 de ani. Căruțașul împreună cu tatăl său Gheorghe vroia să vireze pentru a pătrunde în curtea casei, însă nu a mai apucat. În urma impactului, căruța a ajuns în șanțul din partea stângă. Polițiștii au testat cu aparatul alcool test, rezultând faptul că Radu, de 38 de ani, din Crișeni, se afla sub influența băuturilor alcoolice. Din fericire, cele două persoane au suferit leziuni ușoare și au scăpat ca prin minune doar cu câteva zgârieturi. Eram de parte. Când au venit la cei de care este, erau toți sunt. Da, știți cine era în căruță? Nu, nu. Da. Nu? Nu sunt de aici, din Crișeni, oamenii. Da, ia, păi, acolo stau? Acolo de parte dreaptă. Care stau amândoi? Unul George și unul Sorin. Doi. Băiat și... Băiat și tată. Da, tată și băiat? Da, tată și băiat. Da, nu știți, era un stare gravă sau... Nu, s-a ce... Nu știu, nu i-am fiola, nu i-am... N-a fost aici. Am venit cu cartofii, dar o Bun. Ce